Bună seara și bine v-am regăsit! Este o nouă seară de vineri, o nouă ediție Ar Cultura. Pentru voi toți cei care ne ascultați, sunt alături de fiecare. Ca de obicei, vinerea seara, sunt Dan Pârvu pentru voi. Un nou invitat, o nouă discuție și un nou dialog care își propune să aducă în atenție evenimente în desfășurare. Vom vorbi despre piese de teatru de această dată. Am plăcerea de a avea alături pe doamna Doina Pap, critic și istoric de teatru, publicist, membru al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru și al Uniunii Oamenilor de Teatru din România. Doamna Doina Pap, bine ați venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați dat curs acestei invitații pe care v-am adresat-o. Sper să avem o discuție cât mai lejeră, să spunem, și neîncordată pe marginea acestui fenomen teatral care interesează, iată, foarte mult încă, mai ales zilele acestea, având în vedere că avem un festival național de teatru în desfășurare. Care s-a terminat deja. Da, 23 1 octombrie a fost... 23 1 noiembrie. 1 noiembrie, da, 23 octombrie 1 noiembrie. Dar mai are evident ecouri și unele spectacole au fost amânate din cauza sinistrelor întâmplări de la sfârșitul săptămânii. Este foarte adevărat. Lucrurile nu sunt așa cum ni le dorim uneori. Din contră, trebuie să luăm în considerare absolut tot ce se întâmplă. Vom vorbi despre câteva piese pe care Teatrul Bulandra le propune iubitorilor de teatru și nu numai. Haideți să o luăm chiar cu începutul, să enumerăm aceste piese de teatru care ne vor interesa. Vom vorbi despre Rața Sălbatică, Bach, Files și Marmură. Rața Sălbatică, bineînțeles, celebra piesa lui Ibsen, Marmura, o piesă semnată de numai puțin celebrul Iosif Brodsky, și Bach, Files, un, să spunem, un experiment extrem, extrem de atractiv în regia lui Alexandru Darie. Vă las pe dumneavoastră să începeți cu oricare dintre cele trei. Cu care vreau sau cu ordinea cronologică a premierelor. Având în vedere că dumneavoastră sunteți criticul și istoricul de teatru. N-aș vrea să ordinea asta să însemne și o ierarhizare valorică, așa că o să încep cu ordinea cronologică. Și am să încep deci cu The Bach Files. Este un spectacol, înțeleg că l-ați văzut și dumneavoastră, o să împărtășim împreună impresiile, pentru că dacă m-ați invitat, înseamnă că și pe marginea acestor spectacole, înseamnă că v-au interesat și aveți și dumneavoastră ecouri, cum am și eu de altfel, ecouri bune, mai ales că Teatrul Bulandra a avut un demaraj de stagiune foarte puternic, e adevărat, după niște perioade mai lente, dar se pare că au muncit toată vara și iată, au început stagiunea cu 4 spectacole, pentru că o să-l amintesc și, chiar dacă nu e în planul dumneavoastră, ultima premieră a Teatrului Bulandra, Caruselul, în regia lui Andrei Șerban. Dar, într-adevăr, The Bach Files este un spectacol cu totul și cu totul inovator. Foarte mulți din colegii mei l-au văzut în prelungirea, este de fapt un program per muzica al Teatrului Bulandra, dar l-au văzut în prelungirea unor alte experiențe care au fost realizate acolo, tot sub semnătura regizorului Alexandru Darie, care are un trecut, ca să zic așa, și în spectacolul de operă. Au făcut Elisabeta Bam, tot un spectacol special, într-un fel muzical, dar tot o muzică de avantgardă era acolo, aici suntem centrați pe Bach. Și Euridice, de asemenea, a fost în acest program, iar acum l-au anunțat pe acesta și cine nu l-a putut vedea în cadrul festivalului George Enescu, pentru că a fost un proiect în colaborare cu festivalul, l-a văzut la premiera din această toamnă, când am fost și eu. Mărturisesc că este un spectacol care la prima vedere te șochează, pentru că este o sinteză de arte și, cum se numesc astăzi, asemenea tentative, un performance. Adică este poveste, este actorie, este imagine, este video și este, evident, muzică și muzică live.
tot proiect Zoli tot proiect este punctul de mare atracție al și muzica lui Adrian Enescu. Și muzica lui Adrian Enescu, cum bine spuneți, care și Adrian Enescu este un vechi colaborator al Teatrului Bulandra și al lui Darie. Și se pare că, așa cum a povestit, diverse alte prilejuri, precum acest interviu, domnul Darie, a venit din partea muzicii provocarea. Adică a existat această partitură extrem de novatoare, complexă, pe muzică de Bach. Eu nu știu, nu îndrăznesc să spun prelucrări, pentru că, așa cum am exprimat și în articol, atunci când auzi Bach, mă rog, nu prea te gândești la ritmurile și la instrumentele care sunt torturate, în ghilimele, în acest spectacol. Aș vrea să fac o precizare, dacă îmi permiteți, pentru cei care ne ascultă, nu se înțelege cumva că Bach a fost prezent în forma lui cea cunoscută. E vorba de ideea muzicii lui Bach și o prelucrare cu totul și cu totul spectaculoasă din punct de vedere muzical. Așa au apreciat și specialiștii, iar din punct de vedere teatral, spectacolul a îmbrățișat această partitură fără să îi se supună, adică nici nu s-a lăsat copleșit de ea, dar și fără aroganța teatrului ca atare, pentru că ne aflam totuși într-o instituție teatrală. Așa încât țesătura a fost, după părerea mea, extrem de fină și, aș spune, chiar savantă, pentru că a colaborat și artistul video, a colaborat și scenograful Octavian Neculai, care, mă rog, cunoștințele pe care și le-au îmbogățit, pentru că domnul Neculai este un scenograf de o anumită vârstă, dar au făcut cu mare bucurie această experiență și senzația asta se și transmite de bucuria creației, o bucurie a creației în grup. Mai sunt și niște marionete, cum bine știți, spectacolul ăsta, care vor să fie cumva opinia lumii din afară. Sunt posibile diverse interpretări, dar ca să acroșăm cumva ascultătorii, are și o poveste. Adică spectacolul are o poveste speculată cumva din biografia lui Bach, pentru că e speculat un amănunt biografic. Se spune că Bach, nu se spune, e o realitate, că a avut mulți copii, multe fete, răspândiți, mă rog, pe mapamont. Și scenariul lui Alexandru Darie pornește în căutarea uneia dintre supraviețuitoare într-o lume de extrem orient, pentru că lumea asta este spectaculoasă, n-are nicio legătură cu sonoritățile orchestrei și partiturii lui Adrian Enescu, dar imagistic ne duce și către, prin ceea ce vedem în proiecție, către această lume care este și o lume care poate să cuprindă personajele inventate, detectivul, fata orientală, poveștile de dragoste care se înfiripă, capturarea și, mă rog, e un thriller, zic unii, dar nu e chiar așa de speriat, e până la urmă o poveste naivă. Mă rog, eu am rezerve pentru că n-am scris asta, dar în momentul în care spectatorului îl tragi de mânecă și îi spui, știi, eu aici glumesc, e o prostie ce facem noi, apropo de trimiterile la filmele de desene animate și la acel sfârșit când pe ecran apare cuvântul canieț. Deci e o glumă simpatică, dar spectacolul nu e în nota asta, adică spectacolul este dinamic, este extrem de provocator, dar nu are nicio notă de ironie sau e cât se poate de serios luată în întrepriza, ca să zic așa. Da, mie mi s-a părut foarte clar că cel puțin din punct de vedere vizual, o sursă de inspirație foarte ușor de identificat era celebrul film Sin City. Toată atmosfera, mai ales proiecția video era
foarte clar inspirată de acolo, maniera de prezentare, felul în care erau alese contrastele de culori, adică acel alb, negru, roșu, erau de sorginte ușor de identificat din această zonă pomenită, un film foarte, de altfel, acest Sin City și primul și al doilea, nu știu dacă le-ați văzut, un film foarte, foarte special. Și, pe urmă, apropo de ceea ce spuneați din zona de desen animat, mai degrabă mi se păreau că erau inspirațiile din zona benzii desenate. Benzii desenate, da. Cu această poveste detectivistă, cu tot calabălucul acțiunilor pe care ea le implică, violența ca atare, promiscuitatea, de ce nu? Lumea asta orientală trimite la... Și o lume underground, adică... Underground, da. Da, tot felul de povești, nu neapărat, să spunem, vesele. Vesele și morale. Da, moral mi se pare că era doar spectrul. Da, îngerul, ca să spunem, că sunt exact, să nu-i spun spectrul. E un personaj acolo Bach. Nu Bach, însuși compozitorul, dar chiar personajul... Era chiar portretul lui Bach. Portretul lui Bach, dar eu mă referam la personajul cu aripi. Cu aripi era chiar Bach cu perucă. Da, mă gândesc că filonul de moralitate pe care muzica lui Bach o aduce întotdeauna în sufletele celor care îl ascultă a fost foarte subtil prezentat aici, mai ales sub această formă înaripată. Chiar dacă muzica, să spunem, lui Bach, care întotdeauna are o direcționare foarte clară. Și o rigurozitate. Da, bineînțeles, către o transcendență. O rigoare, mai exact, da. Da, către o transcendență evidentă. Aici a fost prezentată într-o cu totul și cu totul altă, să spunem, haină. E, în această ordine a explicațiilor, poate că sfârșitul nu mai deranjează și nici glumițele acelea. Eu am fost mai puțin atentă la film, eu am fost atentă la teatralitatea spectacolului și la compoziția lui scenică, dar bineînțeles că aveți drept și trebuie de acum să luăm în calcul de câte ori ne întâlnim cu asemenea producție toată semnificația tuturor componentelor, că ele până la urmă vin să împlinească un sens și poate că ceea ce spuneți, sensul acesta dat de banda desenată și filmul evocat, e unul de luat în seamă. Așa cel puțin mi s-a părut, pentru că ce se întâmpla pe fundal, adică pe proiecția video, era extrem de important din punct de vedere al comentariului. Așa mi s-a părut mie și dincolo de faptul că la modul cel mai direct crea ambientul, sala în care se petreceau lucrurile sau orașul, decorul în general. Da. Iar muzica, la fel ca și proiecția video, erau clar niște repere extrem, extrem de prezente în toată această poveste, care, într-adevăr, nu prezenta absolut nicio doză de dificultate. Și mai ales nu are nicio legătură, și asta e o glumă, cu Files, pentru că nu e nimic documentar acolo. Sunt, practic, elementul de documentar este unul de pornire. Da, este adevărat, dar m-am gândit că putea să fie și din zona, să spunem, dosarierii, adică un dosar de detectiv. Ce se întâmplă cu personajul respectiv și cu destinul lor. În sensul acesta, mai degrabă... Îl subminăm pe Bach, dacă îl facem pe detectiv personajul. Explicația e posibilă. În cheile în care ne-am învățat să accesăm fără niciun fel de, spunem, reținere toate valorile mai nou, nu știu dacă e de bine sau dacă este de rău, dar accesul se pare că este mult mai ușor și mult mai natural. Cred că dimensiunea asta umană ne face să nu mai avem inhibiții foarte mari. Nu ne mai ducem la Bach ca la un monument, ci ca la un om care are o putere de creație cu totul excepțională și vorbește în numele nostru, ne ajută să cunoaștem ceva. Și probabil că despre asta e vorba. Depinde ce. Dacă cunoaștem doar povestea asta, e prea puțin. Dar despre Bach, da, bineînțeles, dar se pare că miza, de vreme ce totuși spectacolul se numește Bach Files,
Era în arăta că el are o dimensiune care poate reverbera oriunde și mă și are acolo. Și are o cum să vă spun, compoziția lui Adrian Enescu, adică e o sursă de spectacolul până la urmă a pornit prin a pune în valoare această compoziție și această formație care sunt vedetele spectacolului. Deci, într-un fel, perenitatea, pentru că perenitatea unui mare autor care corespunde din toate unghiurile și tuturor epocilor. Da, adică, da. Aici da. Despre asta este vorba. În orice caz, se pare că multe lucruri se pot pune alături de muzica lui Bach și se pot spune încă în continuare povești alături de muzica lui Bach. Vă dați seama ce straniu e dintr-o catedrală la spectacolul acesta, deci de muzica de orgă dintr-o catedrală de Bach și spectacolul acesta asurzitor în care... Da, erau mulți decibeli acolo, asta este... în care... Ha-ha! Da, lucrurile se petrec foarte rapid și spunem într-un grad de tensiune destul de ridicat. Ca să nu mai spunem că la sfârșit avem parte chiar de un exercițiu fizic. În încleștarea finală dintre bine și rău, protagoniștii, da. Cei doi trebuie să facă niște gimnastică da, acolo. Da, da, spectacolul este un coreograf, Arcadie Rusu, renumit, care a colaborat și care a făcut o interesantă coreografie, adică un desen scenic al mișcării foarte interesant, inspirat și corespunzător propunerii până la urmă. Da, păi până la urmă experimentul trebuie să ne aducă ceva care să ne miște, să ne ducă, nu știu dacă neapărat mai departe, mai sus sau mai jos, dar în orice caz în altă parte. Da, să ne disloce. Parte, da, să ne disloce, cum toți punem noi cel puțin să ne provoace. Depinde da. Și provocările astea cum sunt. Este adevărat, acum depinde de maestria celui care pune în discuție da, da. Sau care aduce în atenția celor interesați tot angrenajul. Dar mie mi se pare că una peste alta lucrurile, cel puțin după reacția Sălinii, ce mi-aduc eu aminte la premieră atunci în cadrul Festivalului Enescu, se pare că lucrurile au mers bine. Da, și tot în Festivalul Enescu și l-au promovat foarte atent. Am și eu fluturașul ăsta care l-am adus cu mine, tot atunci l-am luat la un concert Enescu, din Festivalul Enescu. Erau răspândite la intrare și, mă rog, cum am frecventat concertele, n-am putut să-l văd atunci, dar l-am văzut, cum spuneam, la premiera de la sediu, mă rog, din timpul stagiunii. Dacă sunteți de acord, ca să nu epuizăm timpul doar cu acest spectacol, să ne referim și la departe, da. Să ne referim și la celelalte două spectacole de categorii de genuri foarte diferite. E vorba de un spectacol după Ibsen, de fapt de, pentru că eu m-am învățat și a devenit un stereotip după, pentru că atunci când se apelează la clasici, mai tot timpul e după. Nu, de data asta e chiar de. Vă deranjează? Vă sperie? Nu, dar sunt mai atentă și văd care e distanța și pe unde s-o iau, ca să zic așa. Am înțeles. Nu, în cazul ăsta, deși e vorba de un regizor tânăr, Peter Kerek, care este un nume care s-a impus în ultima vreme, spectacolul are o linie destul de clasică și este un spectacol centrat pe actori până la urmă. Sigur că regizorul a vrut să vină și cu o inovație în montarea lui, că nu e de sens, că sensul se păstrează, o să vorbim despre asta. Aș spune că spațiul este foarte interesant, scenografia și la acest spectacol și semnificativ pentru ce vrea el să spună și de asemenea luminile pe care le semnează în calitate de light designer de data asta tot domnul Darie, pentru că se ocupă cu asta și bine face, pentru că nu e o treabă simplă, e o muncă artistică de mare. A fost reușită din punctul ăsta de vedere. Da, foarte reușită, după părerea mea, mai ales că, dacă vă amintiți, pădurea aceea care
este în fundal, este așa de misterios luminată și suplinește într-un fel, eu am scris asta în cronică și susțin în continuare, misterul care lipsește cumva din spectacol. Spectacolul este riguros, dar are viziuni asupra personajelor mai altfel decât eram obișnuiți. Să termin cu decorul. Vă amintiți că acolo e o canapea, da, care se rabatează, multifuncțională, pentru ca să se poată coborî la rața sălbatică adăpostită de data asta în pivniță și nu în pod, cum scrie Ibsen. E cam bizar că se vorbește de pod și se duc în pivniță, dar sigur că sunt și niște justificări în text, pentru că se spune în text că așa e obiceiul la rațele sălbatice, când sunt rănite, iar metafora asta e, să se ascundă undeva în fundul apei și să-și aștepte acolo sfârșitul. Eu am făcut aici o asociere cu adevărul, care în fond și el este în piesa asta și cam în general în viață, în lume, ascuns și nu știi când izbucnește și aruncă tot un aer, pentru că aici este o poveste, bănuiesc că cei care ne ascultă o știu, o poveste simplă, de fapt, a unei familii, familia unui fotograf care trăiește cum poate și în care se petrece, au și o fetiță și se petrece nenorocirea că dintr-un prea plin al moralității sale, din personaje, împinge lucrurile la extrem și la descoperirea unui adevăr de care nimeni nu avea nevoie. Respectiv că fata nu este copilul tatălui care au crescuse și că este, mă rog, o întâmplare de tinerețe a mamei. Spectacolul, eu cred că va avea ecourile lui la un public, pentru că are o modernitate, nu este un spectacol prăfuit, să ne înțelegem, este un spectacol care își are tensiunile lui, pentru că personajele interpretate de actori, și să nu-i uităm, importanți aici pe program, bineînțeles că în primul rând este trecut numele lui Victor Rebenciuc și Constantin Cojocaru, joacă cei doi bătrâni, părinții, dar în spectacol rolul cel mai important al lui Ekdal îl joacă Gheorghe Ifrim și eu cred că e un pas important în cariera lui. De asemenea, Manuela Ciucur, actorul cunoscut din filme pentru cei care, Șerban Pavlu, pentru cei care merg mai rar la teatru, Ioana Anastasia Anton, o tânără de mare perspectivă și, cum spuneam, Manuela Ciucur. Are și Adrian Titieni o scenă foarte suculentă, a unui doctor în stare de ebrietate, cum ziceam eu în cronică, cum sunt mai de obicei doctorii prin piesele în care vin să spună adevăruri, da? Și până la urmă spectacolul cred că își va găsi drumul lui, ca orice piesă de această natură, de la o reprezentație la alta, probabil că are o tensiune diferită. Când am văzut eu, mi s-a părut că îi lipsește puțin, cum spuneam, misterul, pentru că această poveste se dezvăluie treptat cu tehnica impecabilă a dramaturgului Ibsen și lucrul trebuie însă, atenția trebuie menținută asupra acelui ceva despre care la un moment dat o să aflăm, pe care nu l-am simțit prea mult în spectacol, din vari motive, nu vreau să insist asupra lor, sigur că e vorba și de un interpret, dar personal, dacă vreți să intrăm într-o dispută, chiar m-ar interesa ce părere aveți. Mie mi s-a părut că interpretat așa rolul lui Verle, cel care, Șerban Pavlu, cel care provoacă cu dorința lui de adevăr, îl provoacă pe fotograf să dezvăluie, să spună ce s-a întâmplat, să arunce din familie această minciună, pare pentru mine un ideolog periculos.
Adică morala, ca și adevărul, au și contexte și relativități. Dacă mergem în absolut cu lucrurile, și eu am comparat în cronica mea, m-am gândit la Robespierre, care este simbolul radicalismului, nu? Și care a produs cu principiile lui, că de principii morale e vorba aici, cu rigoarea principiilor, a produs drame. Știm foarte bine ce s-a întâmplat la Revoluția franceză. Da. Da. Ce aș putea spune... Nu sunteți de acord cu mine? Ba nu, 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 sunt perfect de acord. Bineînțeles, despre asta este vorba în piesă și cu o genialitate și cu un curaj absolut fenomenal. Ibsen aici pune în discuție o problemă care ar putea să pară paradoxală la prima vedere, dacă avem sau nu nevoie de adevăr și mai ales când și dacă avem dreptul de a-l accesa. Ceea ce mi se pare deja, numai dacă înșirui aceste lucruri, mi se pare de-a dreptul... Și apropo... Cu tremurător, dacă nu desperiat. Da, desperiat. Efectiv desperiat. Și atunci cum e cu adevărul absolut? Mie mi s-a părut că piesa pur și simplu avea o vibrație ca unei mașinării. Motorul acesta pe care l-am adus în discuție, această problemă a adevărului, o făcea să trepideze pur și simplu, ca o carcasă. Dialogul, după cum foarte bine ați sesizat, în ceea ce privește jocul actoricesc, trebuia ținut în frâu absolut perfect, pentru că la asemenea tensiuni și la asemenea grad de importanță și de... explozia, adică, textului, trebuie să ai și niște actori extraordinar de antrenați. Că îți arunci replicile și replicile sunt puternice. Foarte puternice, dar trebuie să fiecare ai, dintre ele. Da, trebuie să ai în dublare și supratema. Da, păi totul trebuie să aibă o anumită, să spunem, perspectivă. Trebuie să știi cum să crești ca să te duci spre finalul acela care este mai mult decât monstruos. Monstruos, este pentru de-a că, monstruos. Pentru că nemai fiind iubită, cum să spunem, să amintim ascultătorilor, nemai fiind iubită de tatăl care o descoperă ca nefiind a lui și o respinge categoric, copila se sinucide. Da, este... Deci asta e prețul adevărului. Da, ci e, un sacrificiu total. Spuneți-mi mie dacă este o teorie bună. Nu știm, în orice caz, tocmai de asta pomeneam de curajul absolut nebun al lui Ibsen de a pune în discuție într-o asemenea cheie problema adevărului. E o piesă filozofică de-a dreptul. De-a dreptul și aș spune chiar problema curajului de a spune adevărul. Da, și mai ales dacă e bine. Asta mi se pare cu totul și cu totul ieșit din comun, dacă e bine și dacă avem nevoie de acest adevăr. Eu am spus curaj și din perspectiva personajului feminin care poartă povara acestui adevăr, mama, da. Și care poate, dacă îl mărturisea la momentul potrivit, se eliberau toate tensiunile și în cazul ei și al soțului și al copilului. E vorba de niște temeri absolut omenești care te fac să ai anumite atitudini care la un moment dat generează, iată, o reacție de asta atomică în lanț, vorba aceea, odată declanșată și totul este aruncat în aer. Iată că Ibsen, mă rog, și drama modernă care a pus-o în operă la vremea lui, este puternic și astăzi. Și permiteți-mi o paranteză, am avut ocazia la Festivalul de Interferențe de la Cluj să văd un spectacol al teatrului din Berlin cu o piesă de Ibsen, Un dușman al poporului. Era de o forță. Acolo problema este ecologistă, dacă vreți, pentru că seamănă cu tema Roșia Montana, dar am descoperit povestea aia, că în fond se petrece într-o comunitate și acolo, ca și aici, într-o familie, nu se petrece acțiunea, povestea e de un adevăr, de o filozofie, de o actualitate a filozofiei, temei, și acolo era vorba și de politică, încât te cutremură ce vizionare au fost și ce mari artiști au fost acești înaintași ai noștri. Da, bineînțeles, tocmai citeam de curând că după Shakespeare, Ibsen este dramaturgul cel mai solicitat, ca să spun așa, din punct de vedere teatral în lume, iar
O casă de păpuși este cea mai jucată absolut. Piesă. Absolut. Nora face carieră pentru tot și generația tânără. Același Ostermayer care a montat Un dușman al poporului, a montat și Nora. Spectacolul a fost la București. S-a putut vedea într-o formulă modernă, dar tema... Era... Se pare că intuițiile lui Ibsen au fost cu totul și cu totul excepționale, pentru că ilustrează foarte clar ceea ce se întâmplă, genul de problematică cu care ne izbim în această societate. Nu mai știu dacă e postmodernă sau postmodernă, nu se mai știe exact cum trebuie interpretată eticheta, mai nou trebuie să probabil să mai așteptăm ceva timp. Uite, îmi vine acum în minte și poate că vă fac o surpriză cu informația asta. Știați că în Cismigiu există statuia unei femei numită Maica Smara, care s-a dus după Ibsen în secolul trecut sau pe la 1900, nu știu nicio exact, s-a dus în Norvegia. Norvegia la Cristiana, unde așa Cristian și a făcut această experiență a întâlnirii cu Ibsen. Și a scris, a vrut să-i dea o palmă morală? Nu știu, a povestit niște lucruri și iată, e consemnat de un monument, Maica Smara. Da, ceea ce nouă ni se pare, trebuie precizat că ceea ce nouă ni se pare un drept acesta al chestionării oricărui adevăruri apropo de ceea ce vorbeam în Rața Sălbatică sau oricărui taburi, un drept absolut normal și firesc în ziua de astăzi, se pare că ceea ce a făcut Ibsen la vremea lui a provocat extrem de mult negativitate și a fost nu de multe ori repudiat. Da, bineînțeles, pentru că blamat, cine vrea și condamnat să-și, chiar pentru da, așa ceva. Da, și cine vrea să-și simtă deranjat confortul până la urmă, că și familia asta din piesa Rața Sălbatică trăia liniștită cu problemele ei, nu? Da. Dacă nu venea cineva să vă spună alo, alo, aveți grijă că uite ce... Stați pe un butoi de pulbere. Pulbere prin trecutul vostru, niște bombe. Da. Asta e. Da. Mă rog, se poate spune și asta este, se poate acționa și în sensul personajului acela pe care, ca dacă vrem să fim curajoși până la capăt, uneori îl vine să îl bați. Acest personaj care se bate cu adevărul în piept. Și care, de fapt, are niște scopuri meschine, pentru că, dacă vă amintiți, el are un război cu propriul lui tată și în felul ăsta da. Vrea să-l compromită, deci nu este nici măcar curată intenția lui, nu e nici de fel morală. Vrea să-l compromită, aducând la suprafață aventura lui cu menajera din care s-a născut această fetiță. Până la urmă e o răfuială între tată și da, fiu. Da. Putem să o interpretăm și într-o cheie freudiană, dacă în toate... Da, da, pusă sub semnul unor principii pe care nu era cel mai indicat să le apere și dovadă că n-a știut cum să o facă, că a împins la a fost neîndemânatic, este un cuvânt mult prea ușor pentru acest personaj care până la urmă săracul trebuie vedeți, să-și ducă mai departe e, propriul lui blestem. Da, așa e cu morala asta că, mă rog, gândindu-ne la tot felul de întâmplări de viață și copiii la școală, dacă le faci o morală și îndemn spre lucruri bune într-un mod nepotrivit, ai răspunsuri inverse. Da, nu se știe niciodată cum este până la capăt. Trebuie să fim, se pare, în momentul în care trebuie să luăm o hotărâre, trebuie să fim maleabili și să știm exact încotro trebuie să ne ducem. Să mergem și la ultima piesă pe care o avem în atenție. Această ultimă propunere a teatrului Bulandra, vom vorbi despre piesa Marmură, semnată de Iosif Brodsky, un autor numai puțin celebru, trebuie să spunem un premiat Nobel, personaj, efectiv, la rândul lui, un om care a trebuit să plece din Uniunea Sovietică, o carieră după aceea în Statele Unite și o recunoaștere mondială. Da, cum ați spus, printr-un Nobel. Eu mărturisesc că atunci când am citit în program că nu eram prea cunoscătoare de biografie de Brodsky și când m-am informat și am citit și în program că a fost condamnat pentru parazitism social, da. M-am gândit la Petrețuțea, pentru că Brodsky
este un gânditor, un filozof, un filozof vagant, un ce era pe vremuri Vion, pot să spun așa, nu știu, în orice caz... Un spirit liber. Un spirit liber. Și asta nu era bine în URSS, da, la vremea respectivă. Da, e adevărat. Eu m-am menținut în limitele comparațiilor mai în poezie, pentru că a fost poet și a pledat pentru poezie într-un mod chiar programatic și a și scris eseuri despre rosturile poeziei și ce înseamnă o lume care nu înțelege mai mult decât ce vede și cum se uniformizează ea, și aici veneau și criticile lui la sistemul în care a trăit, în care nu avem timp să cităm, toți ajung să semene cu toți și sentimentul că ești mort, ești o marmură, da? Devine din ce în ce mai presant. Este o surpriză prezența lui Brodsky pe scenele noastre. El ne binevenit. E binevenit, fără doar și poate. Ni l-a adus Cordonski, Iuri Cordonski, regizorul care a făcut propunerea și a și regizat spectacolul. Și care se află și el, se pare, într-o nouă fază a creației, de vreme ce pledează pentru Brodsky și pentru un asemenea text, de o mare dificultate, pentru că este o piesă filozofică, la propriu de data asta, că filozofie am avut și până acum a comenta, dar este la propriu și este practic un dialog între două personaje care... Un dialog de tip socratic. De tip socratic, în cel mai pur cuvânt, sens al cuvântului. Da. Nu are o acțiune, practic nu se întâmplă mai nimic acolo, acești două personaje care de fapt au numele latine, trimiterea este la antichitate, la Roma antică. Aceste două personaje stau într-un turn. Și ce pot face ele acolo decât să vorbească? Sigur, de la început, neștiind piesa, eu, ca să scriu cronica, vă mărturisesc că am cerut textul teatrului și am recitit, pentru că nu poți decât să te sprijini pe spusele lui Brodsky și despre timp și despre spațiu și despre suflet și despre libertate. Adică oamenii ăștia schimbă idei, sigur că sunt poziționați de dramaturg într-o opoziție de tipologie ca să reiasă un ce conflict din discuțiile lor, nu? Adică unul e mai pedestru, mai cu picioarele pe pământ, cum spuneam acolo și în cronică, îi place viața, îi plac femeile, se hrănește din amintirile astea ale lui de bărbat cu activitate în domeniu și celălalt care este filozoful, poetul, cum se cheamă, decepționat de toate și care până la urmă sfârșește cum sfârșește. Adică, dar dacă îmi permiteți o intervenție, nu este deloc lipsit de forță, pentru că în mod paradoxal el face o demonstrație de virtuozitate și evadează din acest tur și își permite chiar luxul absolut de a se întoarce de dragul demonstrației filozofice. Filozofice, așa pentru că este. Trebuie să spunem, mai avem foarte puțin timp, dar n-aș vrea să ratăm acest lucru, o piesă despre condiția umană. Da. Unde și în ce context ești cu adevărat liber? Liber și că uneori poți fi încarcerat în propriul tău trup, precum mari poeți care sunt aduși în scenă sub formă de statui. Dacă există libertatea interioară pentru care suntem responsabil și posibil de a ne obține, uneori în pofida și el și-a obținut-o, Brodsky, că și-a luat lumea în cap. A plecat din Rusia în care se sufoca, nu? Da. Deci, dincolo de presiunile și de lipsa de libertate pe care o ai la un moment dat condiționată istoric, social, etc., poți să-ți regăsești libertatea interioară. Depinde de tine și, cum spuneați, poetul asta alege să facă demonstrația până la capăt și să termine cu viața în momentul în care consideră că a spus tot ce a avut de spus. Da, lucrurile esențiale el încearcă să le spună celui de lângă.
Un om care nu este în felul lui, încearcă și el cu mijloacele proprii să demonstreze că ar fi liber, că pentru că accesează, să spunem, viața în ceea ce are ea mai direct, dar această atitudine filozofică a poetului spune, domne, nu ești captiv în propriile tale alegeri. Mm-hmm. Mi s-a părut foarte binevenită această demonstrație, mai ales într-o societate care a noastră, care tinde să-și facă un alt tip de legături care ar putea să o paralizeze, tocmai de această natură consumeristă și legată de acest mod direct de a privi viața. E de văzut, sigur, că publicul Bulandre este un public mai special, e de văzut ce impact va face spectacolul, dar eu felicit ideea de a monta un asemenea text și mai ales demonstrația pe care o fac actorii, nu vreau să ratăm de a spune lucrul ăsta, Maria Râlea și Victor Benciuc, care sunt extraordinari și care, cum să vă spun, sunt în situația să joace idei. Adică ei e o piesă de idei și mențin atenția cu ideile acestea prin investirea lor cu propria lor trăire, sensibilitate și... Cu propria lor viață. Cu propria lor viață, cu asumarea acestei, pentru că fiind niște actori, ca să zic așa, moral, că tot am vorbit de morală, sunt convinsă că dacă nu rimau, cum se spune, cu personajele, nu acceptau să joace. E un text greu. Nu acceptau să învețe și să spună pe scenă toate lucrurile astea și să mai și convingă dacă nu și le asumau și nu se regăseau în ele, cum spuneați, cu propria lor viață. Trebuie să ne oprim aici cu dialogul nostru. Sper că toți cei care au avut răbdarea să ne asculte până la sfârșit să fie prezenți în sălile de teatru, pentru că până la urmă acest demers, acesta este scopul pe care îl are. Să invităm și la Carusel, o să avem probabil altă dată ocazia la Carusel în regia lui Andrei Șerban. Da. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Toți orice care ți-a avut răbdarea să ne ascultați, vă reamintesc. Doamna Doina Pap, critic și istoric de teatru, a fost alături de noi. Încă o dată mulțumiri tuturor celor care rămâneți alături de RFI. Vă urez audiție plăcută.